Hei, salutare tuturor, suntem live chiar în aceste momente, avem o întârziere de 2-3 minute, nu ca și cum ar fi vorba despre probleme tehnice, ci ne-am făcut foarte mult curaj să trecem de ploaie, probabil că cum v-ați trezit, ați spus, Doamne, câtă motivație poate să încapă într-o singură persoană încă de la prima oră, de la început de săptămână. Așa cum v-am obișnuit, un podcast în fiecare săptămână cu un nou invitat care ne spune despre el, despre viața lui, despre experiențele lui și despre implicarea pe care o are inclusiv în comunitatea prahoveană. Alături de mine, Adrian Niculescu. Salut, binevenit! Salut, eu nu pare bine. Știi că asta a plicat una, ne-am dezinfectat înainte, ne dezinfectăm și după. Da. Îți mulțumesc că ai acceptat invitația și vreau să-mi spui câteva cuvinte despre tine. Probabil că sunt câțiva care nu te cunosc, încă mai sunt câțiva. Multe nu ar fi de spus. Sunt Adrian Niculescu, eu sunt speaker motivațional, adică motivez oamenii, în special pe cei tineri și mai nou și influencer. Pentru cei care nu știu, omul care este influencer este omul care devine un exemplu pentru ceilalți. Bine, poate să devină un exemplu fie negativ prin ceea ce transpune, fie pozitiv, știi? Mai departe ține de fiecare. Deci cam asta face influencerul. Are și exprimă anumite opinii prin care, cum să zic eu, poate oferi educație, o educație pozitivă sau una negativă, pentru că eu aplic mentalitatea împărțitului la doi, chiar am făcut un material zilele trecute, în orice eu împart totul la doi, adică la bine și la rău, și indiferent despre ce am vorbit, judecată, laudă, indiferent există partea pozitivă și cea negativă, pentru că așa se alcătuiește echilibrul, știi, ca să zic așa. Cum ai ajuns să fii speaker motivațional? Te-ai născut în felul ăsta? Ai citit niște cărți care te-au ajutat? Ai avut o anumită experiență care ți-a transformat întreaga viață în ceva ce practic e și pentru ceilalți bun pentru învățare? Doar am încercat. Și fiecare trebuie să conștientizeze. Frate, dacă nu încerci lucrurile în viață, nu ai cum să-ți dai seama dacă ești făcut pentru ceva sau nu. Adică, de regulă, noi am fost crescuți în sensul acesta, să așteptăm și să mergem la sigur, garantat. Știi? Un lucru greșit din punctul meu de vedere. N-am știut că o să devin speaker motivațional. Făceam chestia asta în școală la mine, deschideri, și vedem foarte atenți. Și filmam deschiderile acestea și într-o zi am făcut eu un speech și l-am aruncat pe internet și în mediul online. Primul material a fost mentalitatea românului, cea a omului sărac. Ei, și în 2-3 zile a ajuns la vreo 30.000 de share-uri. Și atunci eu devenind un bun observator, pentru că din punctul meu de vedere cu toții ar trebui să facem asta, am profitat de lucrul acesta și am zis, bă, la noi în țară nu prea există speaker motivațional autentic pe, cum să zic eu, life coach, să zic așa, sau, știi? Există speaker, cum să zic eu, financiar, pe business și așa mai departe, antreprenori, dar un speaker cu o poveste autentică, așa cum am avut eu, nu prea există, nici în momentul de față. Ești un om care influențează, un om care ajută, din câte înțeleg eu, și un om care promovează meseria în sine, adică avea o meserie, nu asta neapărat pe un scaun, avea un laptop în față și a spune, da, nu știu, apăs două, trei taste și ăsta e businessul meu. Și vreau neapărat să introducem cumva povestea asta pe care tu o faci și în Ploiești. Eu te-am văzut pe niște bannere, zic, uite, ăsta e Adrian, îl știu pe Adrian. Asta pentru că noi ne-am mai văzut într-o emisiune acum ceva vreme. Și îți dai seama că fiind și pandemie, fiind și foarte multe business-uri care mor înainte de a începe, mă gândesc de unde tot curajul ăsta să vii cu școala de frizeri aici în Ploiești, unde, hai să fim serioși, nu funcționează lucrurile chiar atât de simplu. Fără curaj nu evoluezi. Despre asta este vorba. Nu-ți poți sparge bariera mentală cu care noi am fost îndoctrinați. Eu întotdeauna am mers la risc, pentru că dacă am plecat de sub zero și am văzut ce înseamnă și foametea și sărăcia și așa mai departe, nu prea mi este atât de frică să revin iarăși, deși e cam imposibil pentru că am făcut lucrurile cu cap și mi-am creat niște active. Știi? Cum să zic eu, meseria salvează România. M-am gândit foarte profund la chestia asta și am observat de-a lungul acestor ani. Părinții, eu cred că ruperea s-a făcut acolo.
doar prin cartea ei parte. Un lucru cu care nu sunt de acord. Pentru că această lume nu a fost lăsată doar pentru oamenii culți. Nu cu toți am avut mediul potrivit pentru a citi. Eu m-am trezit la 17 ani în stradă și eu și maica mea și fratele meu, părinții au divorțat. Ce să mai citesc? N-am mai putut investi în chestia asta. A trebuit să mă angajez. De ce? Să supraviețuiesc, să am un acoperiș deasupra capului. Ei, acum ține de fiecare. Soluția ideală ar fi următoarea pentru cei tineri. Iei o carte, ai citit-o, ai închis-o și ieși acolo afară și aplici tot ceea ce ai citit. Când ai citit prima carte? Una așa care nu mai știu. Eu cred că am citit trei cărți în viața mea. Nu cred, da. Nu cred, nu cred. Păi știu că ai 5 cărți publicate. Păi nu le-am scris eu, am plătit scriitor să le scrie. Așa. Deci lucrurile, există soluții în orice, eu mi-asum, nu m-am dat niciodată un om cultivat. Noi trebuie să înțelegem că este mult mai important să fii mai atent la ceea ce transmiți decât felul în care arăți. În a-ți crea o imagine perfectă, în a-ți căuta discursurile cele mai pompoase astfel încât să fie apreciat. Pentru mine lucrurile astea sunt zero. Reprezintă zero totalmente. Eu vreau ca mesajul meu să ajungă acolo și cred că și de asta am crescut atât de mult. Pentru că am un limbaj, cum să zic eu, un limbaj al poporului. Nici ceva jos, nici ceva sus. Sunt undeva la mijloc. Și cumva, dacă stau să mă gândesc bine, un președinte oricum ar trebui să vorbească pe limba tuturor, cât mai simplu, cât mai eficient. Eu așa cred. Și mă gândesc că cele trei cărți pe care zici că le-ai citit până la vârsta ta, sunt totuși niște cărți care ți-au rămas în minte și le-ai citit cu un motiv. Cred că mi-aș dori tare mult, nu știu, să ne... Zici care sunt cărțile alea? Cred că două cărți au fost... Eram în clasa, sigur, între a 5-a și a 8-a, când trebuia să învăț pentru 4. Deci era obligat, practic, să citești acele cărți. Tu n-ai citit cărțile alea. Știi care e treaba? Ce nu înțeleg mulți sunt oameni care au răbdare. Mm-hmm. Și sunt oameni care sunt activi, cum sunt eu. Eu dacă mie îmi pui o carte, simt că stau în acel loc foarte mult timp și simt că nu sunt productiv. Și atunci când am ieșit afară și poate și de asta am atins succesul. Categoric, chestia asta nu reprezintă cheia succesului. Nici nu știu ce să spun. Nu știu dacă e mai bine să citești o viață întreagă sau să trăiești și apoi să începi să scrii sau să te citească alții după ce tu ai trăit. Dar sunt sigur că ai cunoscut mulți oameni în toți anii ăștia ai tăi de existență și cred că fiecare om în parte pe care tu l-ai cunoscut a fost precum o carte pe care ai descoperit-o. Și cred că de aici toată această putere, pentru că n-ai cum să stai fără cunoaștere. Nu ai cum să ajungi la un anumit nivel în viața asta și să fim serioși, nu că te-aș lăuda, dar ești la un nivel fără să ai niște experiențe, fără să înveți cumva. Probabil că înțeleptul de altă dată, omul de la țară, omul care toată viața n-a făcut altceva decât să aibă grijă de familie, nu înseamnă că el nu este un om cult, are o cultură a lui. Nu înseamnă că dacă ai citit 100 de cărți, ești mai bun sau mai puțin bun decât de la care a citit 3 cărți sau nicio carte. Dar vreau să întreb ceva. Știu că în momentul de față, cel puțin pe Instagram, pe Anul Motivațional, pentru că acolo am văzut că ai conținutul și ai foarte, foarte multe secțiuni, promovezi ideea de familie. Ideea de iubire chiar. Că până la urmă, în felul ăsta se construiește o familie. Poți să mă contrazici dacă să greșesc. Însă știu că n-a fost tot timpul așa. Știu că tu ai făcut niște greșeli. Poți să-mi amintești câteva dintre ele? Eu am mai vorbit. Timp de 2 ani de zile am avut o perioadă când am stat singur. Nu aveam relație și am devenit un afemeat. Practic, vorbim de sexualitate. Sexualitatea care poate ajunge realmente ca un drog. Și în perioada aceea, eu am umblat și cu câteva femei măritate. Și mi-o asum. Crucea asta o să trebuiască să o car tot restul vieții. Ce vârstă aveai? Nu știu, 29-30, acolo, deja, că nu semn de bani, 38. Mulțumesc. Da, și cumva știi că îți spuneam afară, probabil acum vreau să transmit și să creez atmosfera familială și ceea ce trăiesc eu alături de soția mea, de Ana și de fetițe, astfel încât să-i fac pe ceilalți să înțeleagă faptul că ei trebuie să pună în balanță. Adică din momentul în care tu ți-ai întemeiat o familie, trebuie să fii loial. Pentru că este posibil să pierzi acele momente pe care eu le expun, știi? Mm-hmm. Și cumva, categoric, nu o să spăl păcatele pe care le-am făcut.
din punct de vedere religios, să faci chestia asta, chiar dacă reprezintă unul dintre cele 7 păcate de moarte. Știi? Bine, asta pentru cei care cred. Dar, măcar, cum să zic eu, din greșeli, poate Dumnezeu mi-a oferit chestia asta pentru că știa că sunt puternic și trebuia cumva să mă lovesc de el astfel încât să am puterea de a transmite. Stai, încerc să împărșe ceva de la tine astăzi. Un păcat de moarte dintre cele 7 păcate este să te culci cu femei care... Da, okay. și cu femei măritate. Chiar dacă tu ești liber, tu poți gândi, Doamne, ia a greșit, e păcatul ei. Și tu acum fiind însurat la casa ta, tu încă mai o, nu știu, mai simți vreo urmă de vinovăție? Vis-a-vis de chestia asta, că da, n-ar fi trebuit să fac lucrul acesta. Că acum, cum să zic eu, odată ce apare evoluția, apare și puterea de empatie, știi? Atunci nu gândeam lucrurile la modul acesta. Atunci eu știi cum e omul de regulă, începând de la copil până la adult, la matur, noi suntem atrași de lucrurile rele. Alea ne oferă, cum să zic eu, adrenalină și ne scot din rutina zilnică. Și când ești adolescent, 25 de ani, 30 de ani, nu vei fi atras de femeia singură. Vei fi mult mai atras de femeia care e măritată. Gândind că unul la mână te vei lăuda prietenilor, tovarășilor și doi, mama a avut femeia ăluia, deci eu sunt peste el, știi? Și, na, e o prostie categorie. Când ai de gând să te ierți? Dumnezeu mă iartă, nu eu. Și tu nu te ierți pe tine? Adică să poți să treci mai departe? N-am cum să mă iert pentru lucrurile pe care le-am făcut. Decât să încerc să promovez loialitatea și să apăr tot ceea ce înseamnă familie. Eu cred că omenirea se autodistruge în primul și în primul rând pentru că renunță la Dumnezeu și Dumnezeu înseamnă familie, categoric. Eu lupt cu chestia asta atât cât pot, cât îmi este dat, știi? E simplu. Uite, întreabă lumea dacă a trebuit să faci lucruri necurate, să calci pe cadavre, dar trebuie să faci lucruri, nu știu, mai nasoale în viața asta? Niciodată nu am făcut pe cineva să sufere astfel încât eu să câștig o funcție mai bună sau niciodată n-am făcut chestia asta. Știi că eu mi-asum și n-am nicio chestie în a recunoaște. Nu, prin foarte multă muncă, prin foarte multe lacrimi, adică fără abținere nu poți reuși, știi? Trebuie să te abții, cu toții ne dorim. Vezi o mașină mai frumoasă, vezi niște haine mai frumoase, dar noi, neavând educația financiară în sistemul de învățământ, și mă rog cu chestia asta, să introducă odată chestia asta, noi nu știm să ne abținem. Și atunci când tu faci un business, primii bani pe care îi ai, îți iei una șaptă. Și peste 3 ani, ce crezi? Îl bași pe ocazii și ți-l iau eu cu 6.000 de euro la jumătate. Dau un exemplu. Da. Ei, și faci foarte multe greșeli și întotdeauna m-am abținut. Ce m-a ajutat foarte mult? Teama sărăciei. Întotdeauna am avut chestia asta. Bine, intrăm în altceva. Mentalitatea viitorului versus mentalitatea prezentului. Eu consider că în România se aplică 90% mentalitatea prezentului. Adică trăiește clipa, o viață ai, ce faci cu atâția bani, că dacă devii bogat, la un moment dat o să te lăgați cu o boală și mori. Bă, dar de ce se aplică doar omului bogat? Boala cruntă se duce și la zidar, și la cofetar, și la... Mă gândesc că atunci când ești bogat, ai mai mulți bani, îți permit să mergi la un spital mai ok, să ai parte de un tratament? Am făcut tot zilele acestea un material... ...contradictorii și m-am... Vis-a-vis de un profet, nu știu exact ce este, de la nu știu ce sectă, care avea un mini, cum să zic eu, reportaj în care vorbea despre bani și a dat niște exemple eronate din punctul meu de vedere. Adică spunea ceva la modul, banii îți cumpără patul, dar nu și somnul. Banii îți cumpără medicamentul, dar nu și sănătatea. Păi stai, frate, că sunt conectate. Adică hai să vorbim și de calitatea somnului. Că dacă eram acolo în sală, aduceam un om al străzii și îi spuneam, ia, întrebați-l pe el, cât de mult și-ar dori un pat cu o saltea unde să fie căldură și așa mai departe. Că presupun că el doarme pe ciment, fric, ia să vezi ce înseamnă să ai un somn întrerupt. Știi? Adică sunt multe doctrine, mentalități, pardon, care sunt foarte proaste. Mentalități care transmit chestia asta. Bă, banul este ochiul dracului. Nu, banul este o unealtă. Banul este ca și chestia asta. Contează foarte mult modul în care tu folosești acel ban. Deci dacă există rău pe pământ, există nu pentru că există banii, ci pentru că există omul și a devenit mult mai rău și a deschis apetitul către răutate. Despre asta este vorba, știi? E,
Și mă lupt cu toate lucrurile acestea. Eu cred că ar trebui să îți spun încă un lucru important, faptul că de fiecare dată când aud oameni care motivează alți oameni, îmi doresc în suflet ca acei oameni să nu uite niciodată de unde au plecat și mai mult de atât să readucă în discuție poveștile, pentru că sunt foarte mulți tineri și ăsta e un exemplu pe care eu îl dau pentru că mă lovesc de foarte mulți tineri de genul ăsta zi de zi, care au dependență de droguri, consum alcool excesiv, cazinouri și de aici înțelegi cam în ce sportive. Orice. Și un soi de am un vis, aș vrea să ajung ca acel vis să mi-l împlinesc, însă nu am bani suficienți și nu știu cum să fac bani mai rapid și vreau să-i fac mai repede. Și anturajul meu mă acceptă doar dacă fac anumite lucruri. Și atunci tu astăzi ești aici în acest podcast și pentru că sunt sigur că poți să le spui ceva, poți să le aranjezi un pic neuronii altfel, în așa fel încât să se mai trezească. Pentru că mulți au amorțit sau sunt deja pe alte culi. Eu consider că tinerii cresc fără identitate. Adică ei trăiesc viețile părinților, viețile anturajului, viețile societății. Adică tot ceea ce apreciază, ceea ce am enumerat până acum. În momentul în care tânărul trăiește pentru ceilalți, categoric acțiunile lui din prezent nu vor fi pentru el. Vor fi pentru a-i mulțumi pe ceilalți. Și marele pericol vine prin chestia asta, ți-am spus. Nu ne implicăm. Nici vedetele nu se implică. Și uite, în plus, tot ceea ce trăim acum reprezintă un pericol, pentru că ei crescând fără identitate, practic ce înseamnă lucrul ăsta? Tu ajungi la maturitate și nu ai capacitatea să iei o decizie pentru că așa ai simțit tu. Știi? Ei, și ei sunt bulversați, ei nu știu să-și găsească vocația. Mai ales acum că va urma o recesiune, așa cum noi poate nu am mai trăit. Încă românii nu cred lucrurile acestea. Și de regulă nu cred cei care sunt foarte speriați. Adică dacă eu vin și spun că o să fie greu și așa mai departe, nu. Tu te vei speria și este mult mai simplu să începi să arunci cu ură și cu invidie decât să accepti faptul că e posibil să am dreptate și să-ți creezi un plan B. Știi? Neexistând educație, neexistând implicare, existând atât de multe măști false, este logic că nu putem vorbi de un viitor strălucit. Suntem fake, suntem falși, suntem plătiți din scopuri ascunse. Sunt puțini care transmit, puțini care au venit să-și spună cheile succesului, dar cheile românești, nu cele preluate din cărți, de la Kiyosaki, de la Gary Vee și așa mai departe. Vorbim de alte mentalități. Eu susțin că sistemul românesc te ajută în drumul tău spre succes. Am reușit aici. Dintr-o meserie, mulți părinți și-au oferit copiii de meserie. Nu, fiul trebuie să ajungă medic. De ce? În discuțiile lor și în întâlnirile alea cu prietenii lor din copilărie, începe această luptă între copii. Părinții se comportă copiii ca cu niște trofee, știi? Și dacă tu vii la mine, noi ne știm de mult și îmi zici că fata ta a intrat la medicină și fiul e vânzător la magazin, deja mă simt prost și după acea întâlnire mă duc și mai aud fiul. Prostule, că uite, fisa lui a intrat la medicină. Și uite așa, au ajuns tinerii să crească fără identitate, lucru pe care eu nu-l voi face. Ai trăit asta? Am trăit, da, și diferențele între frați și surori. Cum e reacționat? Pe moment, cum să zic, îți dai seama, ca și copil plânge, adică nu înțelege, ai foarte multe întrebări fără răspuns. Dar cred că toate lucrurile astea m-au motivat să demonstrez atât profesorilor care m-au demoralizat foarte mult și m-au jignit, așa, nu cu toți, dar de regulă profesorii nu susțin pe cei tineri. De ce? Revenim la aceeași chestie, doctrina, doar prin cartea ai parte. Și atunci, eu ca și copil, dacă nu eram bun la mate, română, chimie sau mai știu ce, profesorii îmi transmiteau chestia asta, chiar și în familie, și eu știam că o să ajung un om astăzi, pentru că nu sunt bun la carte. Și am vrut să arăt și iată că am reușit, și părinții să înțeleagă că și din frizerie, și din coafor, și din cofetărie, poți să ajungi să câștigi mult mai mult decât un manager, decât un medic sau mai știu eu ce. La modul real. Cred că oricum în vremea asta de pandemie sunt puține meserii care reușesc să aibă o zonă din asta de constantă. Dacă nu te gândești bine la ce vrei să faci cu viața ta, nu prea reușești. Însă frizeria încă
De când sunt eu copil, se auzea, dom'le, oricum, meserie e brățară de aur și toată lumea are nevoie să se aranjeze, să fie bine, să... Da, nu poți să stai neîngrijit. Însă, zi-mi, vine lumea către meseria asta de frizer aici în Ploiești? Întreabă lumea de școala pe care ai creat-o? Da, pentru că vezi tu, încă din perioada stării de urgență, când am stat blocați, eu am vorbit cu asociatul meu, cu Mihai, și am zis, bă, fii atent că noi o să avem un boom. De ce? Pentru că există anumite meserii care au continuitate indiferent de perioadă, fie că vorbim de o perioadă stabilă sau una incertă. După ce s-a ieșit din starea de urgență, am avut cele mai mari încasări din istoria firmei noastre. Acum lucrurile iar devin incerte. Oamenii sunt speriați, pentru că peste tot la știri vezi că, domnule, se intră în carantină, nu, și așa. Eu stau calm. Deci nu e nicio problemă. Pentru că știu că după ce se va ieși, în cazul în care va mai exista o stare de urgență, iar vor da buzna. De ce? Oamenii își creează planul B și ne-au venit și oameni din teatru și din armată și și avocați și drept și... Avocați care se apucă de frizerie? Da, și taximetriști și e bine întotdeauna să ai un plan B. Mulți, de exemplu, uite, un subiect astăzi pe Instagram l-am văzut pe Connector că la un moment dat a fost surprins ieri când a luat un Uber și la un moment dat a văzut șoferul era un instrumentist. Așa. Și el a fost șocat. Deci nu vreau să spun cu răutate. A fost șocat, domne, cum... Colegul a fost șocat că... Da, că instrumentistul era la Uber. Și pe această cale am vrut să fac un story să-i răspund, dar am vrut să-i zic, băi, asta înseamnă să fii supraviețuitor. Ajungem în anumite momente în viață în care trebuie să renunțăm la ceea ce facem din plăcere pentru că nu mai merge pe moment și trebuie să te reprofilezi. Asta face supraviețuitorul. Asta face un gladiator. Trebuie să supraviețuiască, să nu moară, știi? Și atunci, fiecare tânăr trebuie să-și asume. Vor veni timpuri grele și acum nu zic că toți să se facă frizer sau coafor. Dar eu am prins și crederea din 2009. Eu atunci m-am îmbogățit, atunci am făcut cei mai mulți bani. Iată că după starea de urgență s-a întâmplat așa cum am prezis, am avut cele mai mari încasări. Gândește cât șomeri vor fi. Doar pentru cele două luni în care am stat în case. Dacă mai dau o lună acum, dai seama la ce economie aveam noi, îți dai seama câți șomeri vor fi. Și o să apară ușor pe la știri din ce în ce mai mulți, abia atunci românii se vor speria și vor căuta în disperare meserile care au continuitate. Că sunt anumite meserii care au continuitate. Panificație, bucătărie, croitorie, lucruri de care noi depindem indiferent ce s-ar întâmpla. Make-up-ul, de exemplu, din punct de vedere nu va merge. Că femeia mai renunță. Bă, nu mai dau 4 milioane pentru machiaj, îmi fac eu. Dar un plus de vârfuri, masaje cu pietre corporale, renunță, știi? Cine este Adrian Niculescu dincolo de ce vedem pe Instagram, de ce vedem pe site, de ce auzim de la ceilalți? Cine ești tu când nu te vede nimeni? Același om care este expus și în mediul online. Deci nu sunt cu nimic diferit. N-ai un filtru pe care îl aplici, uite, până aici e ok, de aici încolo am o limită, nu trebuie să știe chiar toată lumea tot ce fac eu. Nu, eu le-am și spus. Întotdeauna am arătat și ceea ce am câștigat din punct de vedere financiar. Le-am arătat ce am clădit, am stat cu chirie, în 6 ani de zile am 3 case, un spațiu comercial, niște business-uri, frizerii. De ce să mă ascund? Am plătit taxele la stat, am vindecat tineri de păcănele, de jocuri, de vicii, i-am pus pe un drum ascendent, mulți i-am luat din spălătoria auto, au plecat în afară și atunci au cumpărat o casă. Adică de ce să mă ascund? Asta face meseria, te salvează în viitor. Dar pentru asta tinerii trebuie să înceapă să renunțe la mentalitatea prezentului și să aplice mentalitatea viitorului. Când ai mentalitatea viitorului și o să prinzi o sumă de bani un teanc așa, tu nu o să mai cheltuiești. O să te gândești, bă, ăștia se vor duce, ce fac? Hai să reinvestesc, hai să-mi asigur viitorul. Înțelegi? Care e opinia ta în legătură cu pandemia, COVID-ul, poartă mască? Asta iar e un subiect delicat și la câte persoane influente există în momentul de față care dezbat și despică firul în patru, eu am zis așa, bă, mi-am impus, nu vreau și eu să vorbesc despre chestia asta. Dar persoana așa, nu pot să-ți zic, că și așa oamenii sunt panicați. Știi? Adică de ce să contribui și eu la chestia asta? Hai măcar la mine pe pagină lucrurile să meargă așa cum mergeau lucrurile înainte. Oamenii să se deconecteze. Părerea mea despre COVID
Eu cred că cel mai mare pericol și oamenii ar trebui să protejeze în primul rând mental. Să nu se mai hrănească cu panică și cu teamă. În momentul în care tu ești condus doar de panică și de teamă, creierul tău se blochează. Creierul tău nu se mai gândește la soluții în viitor. Marea mea frică este recesiunea care va veni. Care domenii vor merge și care nu? Mă protejez, conspir, port mască, dar nu ai ce face. Nu crezi în faptul că ne țin oamenii ăștia cât vor ei, ori să blocheze multe business-uri, ori să-și facă de cap? Știi cum văd eu chestia asta? Cum? Și am mai spus-o. Nimeni nu deține adevărul absolut. Mă, nimeni. Mm-hmm. Cine deține? Nimeni. Cu ce m-ar ajuta pe mine? Să caut, să merg, să aflu, a fost Trump de vină, a fost ăla, chinezii, că totul, cu ce m-ar ajuta? Numai bine îmi asum faptul că oricum cărțile sunt făcute. Lucrurile oricum se vor întâmpla așa cum este. A, deci există ceva, adică și tu crezi că niște lucruri se vor întâmpla orice ar fi. Păi, indiferent că există conspirații sau nu, lucrurile se vor întâmpla într-un fel anume. Dar noi, cei care facem parte din populație, nu vom ști niciodată adevărul. Și atunci eu prefer, dacă tot apar și se prezic atât de multe nenorociri, am zis, bă, până se vor întâmpla nenorocirile alea, hai să mă bucur de fiecare minut alături de soția mea, de copiii mei și de părinții mei. Ai variante de backup dacă nu va mai merge povestea cu frizeria, dacă, nu știu, Doamne ferește, dau oamenii ăștia o lege prin care ne putem bucura de foarte puține momente de libertate. Dar tu, în interiorul tău, consideri că oamenii se vor bloca la un moment dat și se vor uita unii la alții? Adică n-are cum să se stopeze tot. Asta așa, deci e cumva e absurd. Dar dacă să zicem că, domne, vor deveni toți, nu știu, joasă, păr, nu se mai tund, femeie, nu se mai aranjează, mi-am creat niște active. Deci, practic, ai ceva, ai am ce să închiriez, am, știi? Ziceai de Robert Kiyosaki, un pic de vreme, și mă gândesc că și de acolo ai avut o zonă foarte bună de învățare vis-a-vis de felul în care percep banii și relația pe care tu o ai cu banii. Da, eu de regulă caut foarte mult echilibru. Și dacă am avut clienți milionari, dacă am trăit și sărăcia, în felul acesta mi-am dat seama că cea mai bună alegere este calea de mijloc. Nici să ai milioane, pentru că vor aduce un dezechilibru și un stres mult mai mare, dar nici sărăcia. Și am zis, hai să am niște active, mi-am propus o sumă de bani care să-mi vină lunar, fără să trească să fac nimic, dar în același timp să fiu nevoit să și ies afară, să creez, să muncesc, știi? Acele active nu vor fi cele blocate în momentul în care ne vor bloca oamenii ăștia mai tare? Doamne ferește, dacă se întâmplă asta, dacă tu ai trei active, gen închiriezi niște spații comerciale sau pur și simplu, nu știu, le închiriezi pentru persoane fizice, ele nu vor fi blocate? Nu vor fi deveni inactive? O lună, cât? Două luni? Îmi place optimismul tău, să știi, e chiar de apreciat, pentru că sunt foarte mulți oameni care nu-și exprimă panica, însă felul în care acționează arată total inversul. Vreau să-mi spui niște meserii alte decât de frizerie, să nu se supere, sunt niște oameni care se uită la noi acum. Ioan Dragoș spune că să promovăm și alte meserii, nu doar frizeria. Ce crezi că va mai merge în următoarea perioadă? Am spus croitoria, oamenii trebuie să se îmbrace, tinichigerie, vopsitorie, mecanic auto, ți-am zis panificație, să știi mâncare, oamenii vor avea nevoie să mănânce. Asistență. Online nu va muri, internetul nu va muri. Mm-hmm. Asta este o perioadă bună în care cei observatorii care, cum să zic eu, omul bogat de regulă se îmbogățește în astfel de perioade. Deci fiecare are șansa să producă bani, dacă știe cu ce să apară, știi, ca și noutate. Dar ți-am zis, dacă tinerii ar înțelege că meseria te poate ajuta enorm de mult, de ce? Pentru că te diferențiază. Prin meserie tu crezi, bă, trebuie să devii atât de bun încât, cum să zic eu, să fii căutat. Despre asta este vorba. Banul în sine este, cum să zic eu, de că îmi scapă. Banii reprezintă aprecierea societății față de valoarea pe care o aduci. Mm-hmm. Nu aduci valoare, nu primești bani. E simplu. Mai avem doar 5 minute din acest podcast și cred eu că poți să ți le aloci pentru un mesaj pe care să-l dai către cei de acasă, cei care probabil vor vedea și mai târziu acest mesaj. Chiar să-i încurajezi pe cei care acum acționează într-un mod total diferit sau care s-au pierdut sau care au prins niște semințe pline de frustrare, frustrare care crește pe zi ce trece pentru că lucrurile nu mai funcționează ca acum, nu știu, 6 luni sau ca acum un an de zile sau
tot ce ține de, de pandemia asta și care se simte că oamenii nu mai sunt la fel. Asta este, cum să zic eu, principalul sfat pe care îl dau. Eu asta fac. Evit tot ceea ce înseamnă COVID. Evit știrile, evit. Și mă retrag în sursa mea de liniște, în familie. Mm-hmm. În felul ăsta, acesta e un moment țin puternic. Aud în linii mari, știi, adică niște chestii. Dar dacă tu stai zilnic și urmărești firul COVID, îți distrugi interiorul. Știi? Ți-am zis, nu te mai gândești la niște soluții valabile în viitorul ce va veni. Și atunci, din momentul în care tu te păstrezi și eviți această panică, categoric vei rămâne un om pozitiv și un om conectat de realitate. Știi? Repet, lucrurile se vor întâmpla indiferent. Plus că noi suntem un popor foarte dezbinat. Nu vezi, nu suntem în stare să schimbăm ceva, să ne strângem sau... Și atunci, la un moment dat, cum să zic eu, sunt momente în viață când trebuie să știi, bă, e timpul să cedezi. Știi? Adică, de ce să intervin eu și să fiu lovit de semenii mei, știi, până să încerc să schimb ceva? Ei, sfatul meu ăsta este să evite panica. Cu toți trebuie să ne protejăm mental. Asta este prima chestie. Că există COVID, că nu există, nu sunt eu un specialist să vin să spun, nu am mers în spitale, nu am stat cu medicii să aflu adevărul sau mai, că sunt exagerări, iar o altă discuție, dar sfatul meu ăsta este protejați-vă mental. Feriți-vă de teamă și de panică. Cum te găsești lumea pe internet? Anul motivațional, mai ales pe Instagram. Acolo au niște rubrici drăguțe, Cafeaua cu Ana, unde vorbesc și cu Ana, cu soția, așa, și în timpul săptămânii, în weekend, totul despre familie, știi? Și pe Facebook, Ana Motivațional. Adrian, îți mulțumesc tare mult pentru prezență. Și eu îți mulțumesc. Îmi doresc suflet să se termine toată treaba asta cu pandemia. Sunt sigur că nu urmează neapărat niște luni bune, cel puțin din punct de vedere al cifrelor. Însă cred că avem nevoie de meserii care sunt pe bune, meserii până la capăt și care se pot traduce în oportunitate pe termen lung, adică o investiție într-un om care, căruia nu este teamă, nu este rușine să muncească, pentru că există și direcția tinerilor care probabil speră să cadă banii din cer, unde banii nu cad niciodată. Gata, l-am avut pe Adrian și mulțumim tare mult că v-ați uitat la acest podcast. Puteți oricând să-l vedeți pe observatorul ph.ro sau pe observatorul Prahovean. Și mai ales pe Generația Lucian, că acolo punem tot conținutul. Ne vedem luna viitoare de la ora 13. Numai bine!